Bună ziua! Stuparul.ro face în acest an un pas spre apicultura profesională. O să găsiți la noi pe site utilaje profesionale pentru descăpăcit, extras, linii de extracție complete, dozare în borcane amierii sau în blistere, crearea de foi de ceară automatizat cu utilaj profesional. În spate avem o linie de extracție completă de la Thomas Apiculture France. O să vă explic pe bucăți fiecare parte ce poate face și care este câștigul dumneavoastră folosind această linie completă. Procesul de extracție începe la mașina de descăpăcit automată. E dotată cu un cuțit foarte simplu, dar foarte practic, unde vom curăța leațurile de sus a ramelor, iar ceara care pică e centralizată împreună cu căpăceala. Este o mașină automată cu cuțite vibratoare, încălzite electric, pentru a nu da umiditate miere datorită aburului, deci nu folosim metoda încălzire cu abur. Distanța între cuțitele vibratoare poate fi reglată foarte ușor. La acest grad de reglare asigurăm că rama va fi descăpăcită integral. Vom regla cât se taie din fagure. Merge cu rame până în 4 cm grosime, deci cuprinde rame fără umeraj, rame cu umeraj chiar de lățime 4 cm. Acest model funcționează pentru rame de 1x2 și rame de 3x4. Ramele sunt așezate pe rând aici, iar mașina le preia singură, le descăpăcește și le scoate pe stativul care va duce la mașina de centrifugat. Căpăceala care va fi rezultat în urma procesului de descăpăcire este centralizată jos într-un coș din inox cu filtru. Căpăceala care s-a strâns în urma descăpăcirii ajunge în acest coș care este tras cu un cârlig ca să nu ne murdărim. Presupunem că avem un coș plin, folosim un mâner, foarte simplu, dar eficient. Și mutăm acest coș cu căpăceală în spinner pentru a extrage toată mierea din căpăceală și a lăsa căpăceala uscată. Poate fi depozitată apoi fără să mucegăiască până când va fi topită. Lucrăm cu două coșuri. În momentul în care un coș este uscată căpăceala, în celălalt coș deja putem lucra să descăpăcim. Spinnerul este un brevet Thomas Apiculture. Are un capac făcut special pe matrițele lor care prinde perfect coșul din inox, în care presupunem acum că avem căpăceala. Se apasă pe un buton, el pornește treptat, se echilibrează, ajunge până la o viteză de 1500 de rotații pe minut. Când nu mai iese deloc miere, se oprește automat, deci stuparul poate să continue procesul de descăpăcire, de extracție, fără a supraveghea acest spinner. Mierea extrasă din căpăceală este colectată în același tank în care va ajunge și mierea din centrifugă. Pe urmă, această miere colectată în tank va fi mutată în maturatoare cu ajutorul unei pompe. Toate cele trei surse de miere. Mierea rezultată în urma descăpăcirii, care se scurge din ramele descăpăcite, mierea extrasă din căpăceală cu spinnerul și, bineînțeles, mierea care vine din centrifugă, sunt centralizate în acest tank încălzit, care are un fund dublu cu rezistență electrică.
ajungând în acest tank, este filtrată printr-un sistem de pereți și pe principiul densității, diferenței de densitate între miere și ceară. Ceara va rămâne deasupra, mierea va trece pe dedesubt. Ajungând apoi o miere curată în partea din față, aici avem un switch flotant care va porni o pompă și va depozita mierea în maturatoare sau tanuri de depozitare. Ramele pe care ni le dă descăpăcite mașina de descăpăcit sunt mutate în extractor cu un sistem foarte simplu. La acest model de linie este manual, există și sisteme electrice cu motor. Extractorul folosit pentru aceste linii profesionale este un extractor de tip orizontal. Ramele sunt așezate în picioare aici ca într-un corp de stup. Acest extractor nu rupe ramele și extrage complet mierea din aceste rame. Pentru a putea încărca ramele automat în extractor, vom pune aceste poduri pentru a lega standul de extractor și, bineînțeles, pentru a lega extractorul de standul pe unde vor ieși ramele deja centrifugate. În acest fel, printr-o singură mișcare, vom putea împinge ramele descăpăcite în extractor și să scoatem ramele deja descăpăcite pe standul de așteptare. După încărcarea ramelor, se ridică aceste poduri de legătură. Se încarcă ramele de pe cealaltă parte. Capacitatea Alpha Plus de extracție este de 40 de rame. După încărcarea ramelor, se închide cuva care este dotată cu amortizoare. Și se pornește ciclul de centrifugare. Panoul de comandă pentru extractorul orizontal vă permite să setați durata ciclului de centrifugare în funcție de viscozitatea mierii. Extractorul este dotat cu siguranță la capac pentru a nu permite învârtirea cadrului din interior atunci când capacul este deschis. După centrifugare, ramele sunt scoase pe standul de așteptare, de unde sunt încărcate înapoi în caturile stupilor și duse înapoi în stupile. Cu acest utilaj, în 8 ore de muncă, o singură persoană extrage între o tonă jumate și 2 tone de miere, în funcție de viscozitatea mierii. Tradus în caturi de magazie de 1x2 extrase, înseamnă undeva la între 100 și 130 de caturi de magazie extrase în 8 ore. Ușurează foarte mult munca stuparului, ducând la o productivitate mărită undeva cu 50% față de folosirea unor utilaje semiprofesionale individuale, care nu permite mutarea ramelor automat de la aparatul de descăpăcit la cel de extras. Cu un astfel de utilaj, dumneavoastră, ca și stupari, veți putea petrece mai mult timp cu albinele și mai puțin timp în camera de extracție, lucrând la extracția mierii. Stuparul.ro înțelege pasiunea și afacerea dumneavoastră.